Salut! Sunt Lorena în echipament standard de mers la băi, de unde și inițialele L și B. Bun venit la încă o ediție de 5 chestii cool, una în cadrul căreia poate lămurim și eternul mister cât este halatul. Hai să vezi și ce motiv ai acum să te abonezi la canalul nostru de YouTube. O să salivezi după accesoriul care transformă insipida mâncare de la microunde într-un preparat delicios identic celui scos de mama din cuptor. Și o să vrei și tu să vibrezi cu rucsacul care îți aduce muzica ta preferată până în măduva oaselor. Nu în ultimul rând, o să mai vezi și cel mai recent și mai cool model de mașină electrică pentru o persoană. O invenție care te va face să-ți dai la programul Rabla vechitura din fața blocului. Hai să pornim! O să caști gura mare când o să vezi periuța de dinți care te scapă de grija frecatului. Mai ții minte cum era în copilărie? Mama zicea să freci de sus în jos, nu de la stânga la dreapta. Stomatologul îți zicea să miști periuța puțin circular. Bunica avea și ea o părere. Iaca Ama Brush le pune botniță tuturor prin sistemul simplu, dar revoluționar, care scoate din ecuație mâna ta. Exact ca pe o proteză pentru boxer, peria se mulează perfect pe dantura utilizatorului, pe care livrează și cantitatea ideală de pastă. Vibratorul atașat periei face apoi toată treaba în timp ce tu te piepteni sau îți dai cu rimel, fiecare cu plăcerea lui. Nu-ți mai rămâne decât să scuipi, să te clătești și apoi să speli periuța. Poate nu te interesează gătitul, dar mâncatul sunt convinsă că se numără printre preocupările tale zilnice. Și cred că te-ar interesa o tehnologie care combină viteza cuptorului cu microunde și bucatele delicioase pe care le poți prepara într-un cuptor clasic. Problema e că până acum aveai de ales ori una, ori cealaltă. Însă Mico împacă și capra și varza. Cutiuțele acestea simpatice rețin căldura generată de microunde și devin ele la rândul lor niște microcuptoare. Și alimentele puse în cutiile Mico se fac mai ceva ca la mama acasă. Poți prăji ouă delicioase și moi sau poți coace un cartof în coajă mai bine decât pe jăratec. Un sandwich cu cașcaval? Se poate. Cam asta e soluția când ai de împăcat viteza mileniului 3 cu pretențiile de gurme ale pretențioșilor din regimul trecut. Ăla de slăbit. Despre vibrații este următoarea chestie cool, cea care practic îți mai face să-ți crească încă un timpan cu care să auzi muzica. De fapt, o să simți în tot corpul. Bassrock Backpack este, cum scrie și pe cutie, un rucsac destinat iubitorilor de concerte în special și de muzică. Rucsacul este dotat cu un DTI difuzorul cât toată spinarea purtătorului, iar amplificatorul este în stare să redea cei mai profunzi bași inventați de om. De unde ia muzica? Ei, aici e șmecheria. Un microfon instalat pe rucsac aude sunetele venite dinspre scenă, le captează și apoi le trimite în difuzorul din spinare. Practic, utilizatorul este scufundat în ritm și în vibrație. Vis, nu alta! Unde mai pui că rucsacul este dotat și cu un rezervor pentru apă, care ar trebui să-ți ajungă pentru 3 zile de festival. Iar când nu ești la festival, poți atașa un telefon cu muzică la rucsac și obții același efect. Mai puțin aclamațiile gagicilor care sunt deja acasă ori la muncă. Când te-ai săturat de frecat podeaua în genunchi, dar ochiul soacrei mereu vigilent îți găsește permanent nod în papură pe tema curățeniei, există două soluții. Fie angajezi un profesionist, fie îi dai de treabă unui robot. Personal prefer roboții, care nu lucrează cu ochii pe ceas, care nu țin să le faci conversație și care nu trebuie luați din stația de metrou. Așa e și Brava Jet, un roboțel harnic și iubitor de curățenie. Îi atașezi un spălător, apoi dai drumul prin casă și centimetru cu centimetru Brava Jet șterge praful și mizeria fără să zgârie mobila sau pereții. Are și un pulverizator cu care înmoaie murdăria îndărătnică. Când a terminat treaba, mopul de unică folosință aterizează la gunoi. Iar acum soacra este liberă să te piseze pe altă temă, cum ar fi, îndrăgita, de ce nu faci și tu un copil? Ai mai
văzut la noi biciclete electrice și biciclete acoperite, dar pe asta încă n-ai văzut-o. Imaginează-ți o mașină electrică pentru o singură persoană, pe care o închiriezi ca pe taxi și pe care o conduci ca pe o bicicletă. La bază, Vimo este o tricicletă, cu propulsie pe bază de pedale. Se încuie ca o mașină, are indicatoare de bord și faruri ca o mașină, dar celelalte specificații tehnice o încadrează în clasa bicicletelor. Motiv pentru care conducătorul nu are nevoie nici de permis, nici de poliță RCA ca să o scoată pe traseu. Pe măsură ce pedalezi, un motor electric îți adaugă o putere echivalentă cu cea a doi sportivi olimpici, așa că te simți ca Superman cu ghidon. Partea cea mai cool este că Vimo se închiriază cu ajutorul unei aplicații pe telefon, programel care îți asigură și accesul în vehicul. Cam atât și pentru astăzi. Am plecat la băi. Și nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Și dacă ai și comentarii.